Rebecca, astăzi vă voi arăta toate cumpărăturile care le-am făcut pentru Crăciun. Prima dată am cumpărat niște LED-uri în formă de țurțuri din Auchan. Sunt 20 de țurțuri. O să le desfac ca să vă le arăt. O să le și... opțiunile care nu mă interesează pentru că știm deja cât se pun în priză, nu? Așa arată un țurțur sau țurțuri, cred că sunt așa, nu sunt sigură, dar sunt așa niște chestii care înăuntru au niște bule. Am un fel de bule, nu știu. Nu știu în ce sunt făcute bulele astea. Trebuie să sting lumina pentru că-mi bate lumina în ochi. Uite aici cum arată. Ce tare arată acest țurțor. Uite aici cum arată un țurțor. Cu lumina! Și o să o și desfac. Să o vedeți. Și arată întinsă. Sunt un brad de Crăciun. Îmi trebuie betelă și globulețe. O stea, să mi-o pun în cap. Gata! Da. Hai să vă mai spun. Că lumina mea logată. Da. Am rezolvat-o și pe asta. Este. Mai am niște LED-uri cu Moș Crăciun. Hai că Moș Crăciun. Moș Crăciun. Da? Moș Crăciun. Sunt 10 Moș Crăciuni. Sunt foarte drăguți. Hai să-i arăt. Așa arată un Moș Crăciun de plastic. Sunt de plastic. Cred că o să le pun în priză. Să facem și chestia asta. Așa arată un Moș Crăciun cu lumină. Stai un pic. Să sting de aici lumina asta. Și să vă arăt asta. Și au lumina albă și sunt foarte, foarte drăguțe acești Moș Crăciun. Moș Crăciun ne-a salvat Crăciunul. N-are niciun sens ce-am zis. Nu-i așa? Exact. Nu e decorațiune, dar vreau să vă arăt. Este această cordeluță cu un cadou aici de Crăciun și are foarte mulți clipici de foarte multe culori. Și are fundițe roșie și aici ceva roșu. Nu știu. Ceva. Are ceva. Și cam așa îmi stă. Îmi place super mult. După aia. Am niște globulețe foarte, foarte drăguțe. Le-am pe acestea. Din păcate am desfăcut cutiuța ca să vă arăt una din fiecare. Le-am aranjat aici una din fiecare. Aceasta mi-am luat din H&M și astea le-am luat din mall. Electroputere. Parcă. Prima este această pară cu mulți sclipici. Are aici o frunzuliță. Sigur e frunzuliță artificială. Da? Și am o pară care are sclipici numai sus și aici e normală. Și aici e sclipici. O
un măr cu mulți sclipici și unul cu sclipici numai sus. După aia, desigur că am cumpărat betele pentru pentru Brad. Se simte foarte ciudat. Roșie cu alb. Tot din Auchan, Imol. Era de spectaculos. Am luat betală. Așa. Și betală. Așa. O cizmuliță care să pună moșul cadouri în el. Desigur că am luat-o așa pentru că mi-a plăcut foarte mult. E așa de fină. Squid. Și are chestia de asta. Desigur ca să fie agățată de șemineu. Și pentru că eu sunt la blog, n-am șemineu. O să o agăț la intrare. Niște acadele. Acadele de plastic. Sunt plastic sau din metal sau din ce sunt? Bastonașele, dacă lipești două bastonașe una de alta, formează o inimioară. Inimioară! Și... nu vă spun prețurile la toate chestiile astea pentru că nu le știu. Astfel vi le ziceam, dar nu le știu. Lumânări. Le-am desfăcut deoarece vreau să văd dacă merg. Dacă nu sunt defecte, le-am deschis pe amândouă și vreau să vă arăt una. Sunt de culori diferite, asta e așa aurie și asta e argintie. Uite-vă ce tare arată! Da, se simt de aici. Și aici. Na. O decorațiune care arată așa, o să o desfac, care are și zurgălei. E super șmecheră. E foarte lungă. Și niște inimioare din lemn, ce adorabilă este. Și o agăstu frumoasă și arată foarte tare. Pentru că am văzut acolo una agățată. Arată foarte frumos, foarte, foarte frumos. Am luat acești copii, ori sunt elfi, ori sunt colindători. Mai bine zis elfi? Elfs. Elfs. Aici, elfs. Dobuleți așa cu o pană. Cu o pană de, nu știu, pană de lepădă. O pană la mașină. Tot din Auchan. Un om de zăpadă foarte drăguț. Care are aici ceva și un fel de clopoțel. E super tare și foarte, foarte sensibil. Pentru că unii au și scăpat-o. Pentru că am văzut niște cioburi de chestii de asta. Mai avea cu moșcăciu, mi se pare. Eu trebuie să am grijă de asta. E pun de asta ca să nu se spargă. Am și învelit-o într-o de-aia cu bule, ca să nu se spargă. Și ultima chestie, dar nu cea din urmă. Este un om de zăpadă, globuleț. Da, fac fețe foarte ciudate. Perfect! Perfect! Sunt perfectă! Cam atâta! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu